Bucovina Rădăuți a încheiat seria rezultatelor negative din ultima perioadă cu o victorie clară obținută sâmbătă pe teren propriu cu Ceahlăul Piatra Neamț, scor 2-0. Echipa antrenată de Ionuț Plămada a deschis scorul în minutul 7 prin Jvic. Scorul final 2-0 a fost stabilit încă din minutul 65, când Stoian a transformat o lovitură de la 11 metri. Lovitura de start a meciului de la Rădăuți a fost dată de campioana olimpică și mondială la canotaj Ancuța Bodnar. Aceasta a primit din partea conducerii clubului Bucovina un buchet de flori, un fanion și un tricou, iar la final s-a bucurat de victorie alături de jucătorii rădăuțeni. În prologul penultimei etape din turul sezonului regulat, Șomus Fălticeni a remizat vineri scor 0-0 pe terenul celor de la FK Miercurea Ciuc 2. Fălticenenii au terminat meciul cu un jucător în minus după ce Dănila a încasat al doilea cartonaș galben în minutul 82. În cadrul etapei a 8-a s-au mai înregistrat următoarele rezultate: Rapid Brodoc, CSM Bacău 2-2 și Dante Botoșani, Viitorul Darabani 1-0. Etapa de la finalul acestei săptămâni programează meciurile Foresta Suceava, Bucovina Rădăuți și Șomus Fălticeni, Dante Botoșani.